când eram, să zicem, dacă eram lângă Adriana și venea acolo și mă chema să vorbesc, să-mi spună, bă, nu mai sta lângă ea, și eu mă duceam și făceam ca ea. E ceva normal. Da, da, ce normal. Știi care e problema? Că tu urli și ea face. Da, pentru că eu nu stă acolo, sunt nervos. Vine aici și vorbește. Da, dar nu, nu ne-am înjurat, nu ne-am făcut nimic. Am spus, nu mai sta lângă omul ăla care s-a jucat aiurea cu tine. Dacă era unul care da, și am spus nimic, foarte da, clar da, că da, nu vedem, sunt sălbatică, se vede, se vede. Și m-a rugat să stau puțin, mă interesează, să spun o părere. Bun, dar la care eu am răspuns că nu mă interesează. Nu mă interesează ce ai vorbit cu el. Nu te-am întrebat. Dacă eram curios, te întrebam. Am spus doar să nu se mai repete și punct. Nu vreau să zic 200 de ori. Da? Cum și tu. Am înțeles. Eu că de la hai, da, ce părerile? Hai, spune, da, zi. Cum și tu, Adelina, și tu ai unele pretenții de la mine, așa am și eu. E normal da, să avem pretenții de comun acord. Înțelegi? Da, păi s-a văzut că tu te-ai consumat. Păi, dar nu e de o chestie care eu și tu m-a acuz pe mine că nu ți-am spus sau ceva de genul. Eu ți-am povestit toată viața mea, adică nu ai cum să... Exact, m-a acuz că nu. Tu ai spus tot. Bineînțeles, și am spus ceea ce îmi doresc, i-am spus, eu asta sunt. Nu vreau să-mi fac un... Poate stau tocmai aici. De-aia el nu-și dorește acum ceva gen o familie și automat că au căutat eu... motive, știi? Dar vorbește-mă peste ea. Tu până acum câteva zile când eram certat, adică de când ne-am certat și până acum te-ai băgat în seamă cu mine. Acum cu ce m-am băgat în seamă cu tine? Și afară te bagi în seamă cu așa. Și ai venit la nu vorbeam cu tine pe hol. Vorbeam de mine ca să nu mai minți, nu vorbeam cu tine. Femeie, dacă ești lângă Antonia, adică dacă eu sunt cu Antonia și tu vii lângă noi și începi să spui: "Doamne Adelina, câte lucruri avea de spus în gală și tace ca da." Păi dacă tași ca mine, dacă tași ca asta înseamnă seama cu mine, ce la pe tine. Păi dacă sunteți falși și aveți o relație, ce pasă ție dacă tu vezi relația asta? Relația noastră e cât se poate de rea. Pe lângă tine e brilliantă relația mea. Stai cu mine. Abia aștept. Pe lângă tine ca persoană e super șmecheră relația mea. Ce să-ți povestesc? Da, pe lângă tine. Ce să-ți povestesc? Voi! În primul rând. Voi! Voi v-ați găsit, și alea care te ascultă pe tine. Mergeți! Vezi că poate te cheamă dincolo. Ai treabă cu nu te cheamă la tine, te rog, care treabă cu tine? Larisa, tu la ce tot te bagi să vorbești? De unde vreau eu? Dar ce te doare pe tine, mă? La ce se bagă ea să vorbești? Are voie. Na. Nu, n-are voie. Ba da, pe tine n-are voie, că n-am eu chef. Când n-am eu chef, vorbește Larisa, nu când are. Ai chef. Toată lumea are. Eu nu știu. Care-i treaba, Radu? Nu te aud. Ce nu-ți convine? Ce? Care-i? La ce te bagi? Da, mă bag, sunt cu, dau cu părerea oriunde, în orice. Te-ai împrietenit cu cloșca asta și acum îți dai cu părerea din orice? Dați un cadru, vă rog, că de fiecare dată acolo, când o fată nouă vine în casă, ele trebuie să fie aproape de ea. Să... Da. Dar nu vezi că a învățat-o să vorbească, dar habar n-are, păcat că doar vorbește și atât. Da. Radu, Radu, Adelina, vă rog! Nu am nevoie de nimeni să mă învețe să vorbesc. Nu am nevoie să stau lângă nimeni. Dacă stau lângă care lângă ele, asta nu înseamnă că îmi dă lecții. Dar nici una dintre fete n-a spus, dacă stau lângă ele, asta nu înseamnă că îmi dă lecții. Da, acum, da, eu înțeleg, dar îmi trebuie și poate să da, 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 am pus-o să se lângă mine. Cred, eu cred că tu ai putut să asculti de ele atât timp cât ești sau la poți el și fiecare dacă zice cineva. Larisa, te trezești tu vorbind despre mine. Mă trezesc vorbind cât vreau, Adelina. Nu mai vorbești despre mine și Adelina. Te-ai găsit pic pe noi doi să vorbești cu paceile? Vorbește, că ai dăile poate, uite, dă un picior așa să te trezească. Nu mă interesează, nu mă interesează ce spune, nu mă interesează. Marioneta ei. E foarte interesant. Marioneta ea pentru tine. Bă, dar vrei tu? Dar vrei tu? Vrei să fii tu marioneta lui? Uite-o cum faci. Ce ai de face și aici? Poftim? Ce ai de face aici? Ar trebui să-mi dai bani că stai cu mine în casă. Ești ca o bătărie. Să-mi dai bani că stai cu mine. Marisa. Pregătește banii, că unde vorbești cu Radu acum. Marisa, vorbești cu Radu de la puterea dragostei, că banii, că nu-ți comentezi la fata asta, nebunule, te-ai vorbit pe datorie și vorbești Larisa, cu fata. Iertați-mă. L-o băga pe da, Alex, da, Alex. Tu te vopsești pe datorie și minciuna, comentezi fața Larisei, mă? Minciuna are picioare scurte. Observ. E aici. Observ. Minciuna are picioare scurte. N-ai mai avut bani să te tunzi acum, ce piciorul are? Părpală. Flamingo. Părpală, n-ai mai avut bani să te tunzi acum, nu? Că ți-ai picioare. Ai dat toți banii pe vopsa. Uite picioarele astea. Bă, faci fotbalul de râs, bă, omule. Tu ai făcut fotbal. Cu picioarele astea. Te-ai la Adrian. Voi la
Vezi, Adrian, dacă îți împărtesc. Bă, a fost... De unde are picioarele la l-a alergat poliția prea mult pe străzi. Băi, cea la Padiule. Bravo, bă! Nu și vorbește cu Gianina, băi, formatule. Vii și vorbești cu Radu, te-ai îndrăgostit iar de el? Deci vezi, știi că mă deranjează asta. Păi vezi, deci nu poți să zici că eu n-am nicio treabă cu tine, cum a zis Radu. Deci știi că mă deranjează. Dar nu mă interesează, pentru că tot ce-a spus Codruț, tot ce-a spus Radu, tot ce-a spus restul băieților din casă, s-a adeverit până la urmă. Ce? Radu a spus din gală de săptămâna trecută când stăteam aici jos să intrăm. O să te pup. Nu. Pe gură. A zis Antonia, vezi că ăsta n-are nicio treabă cu tine. Nu e adevărat, o să te pup. Nu, o să ai zis să mă pup. Da. Și după aia când urcam scările, zis Antonia, vezi că ăsta n-are nicio treabă. Nu e adevărat, și după ce plecă și ce zici? Mamă, bă, tu complimentat și zici că, bă, de ce nu încerci ceva? Și am spus că ex motive. Pentru că nu te-am pupat, că de ce n-ai pupat-o? Și am spus ex motive. Face, știu, și după am plecat și am zis că ok, acum noi trebuie să devenim inamici. Nu mai vorbim frumos. Așa și? Așa și. Păi atunci nu are dreptate. Se contrazice în cuvinte. Toată lumea știe și am vrut chestia asta. Și cu Iasmina și cu toată lumea și cu tine. Nu mă interesează! Ce poză frumoasă? Nu vreau să știu, nu mă interesează, nu, nu, nu. Georgiana? Mă interesează, așa e? Foarte supărată și nu mai e foarte supărată, interesează. Tu faci chestiile astea doar ca să o faci pe ea, să-i întorci aceeași monedă. Corect. Dar ne-am dat seama. Nimic de repușat, Alinei. Dar ea, Adriana, că stă, pică mai prost ca voi, ca voi doi la un loc. Ne-am dat seama. Știe ce faci. Mai tu crezi că eu sunt la grădini? Vrei să te asculte pe tine și când era Vlăduț aici și-o venit Antonia. Eu mi-am dat seama, Alex, lasă, fă-ți treaba. Dar ce-am zis ceva, te-am băgat în seama. Alex, fă-ți treaba, că nu mă faci geloasă. Ce treaba ai? Ai rupt flori? Ți-i foame? Nu mă fac. El vrea să-mi plătească după aceeași monedă, dar eu cu Dumnezeu am vorbit. Eu am vorbit prietenești. Da, mă, lasă-l în... Cădicăm! Ce gelos e! Da, e gelos! Râd toți trei! Ca să vedeți material aici! Bă, mai faci mult cuvinte în gură! Dă camera! Uite! Alex! În patru, că mai au și un cântat! Extraordinar, ce fericice! Râdem toți și facem strategii! Păi s-a văzut! Toți sesizat, fix, pingică, să vină el să dea noi! E bine! El în loc să vorbească cu fata aia! E bine că au și subiectă! Vezi că se uită femeia ta la tine! E bine că se uită femeia ta! E bine că v-ați v-ați aliat cu un trebuie. Ok, da. Vezi că s-a uitat femeia ta la tine. V-ați mai luat un trebuie. Am înțeles, da. V-ați mai luat un trebuie. S-a uitat femeia la tine, omule. Vorbește cu ea. Lasă-mă pe mine. Lasă-mă așa cum îți trebuie. V-ați mai luat un trebuie. O, bună dimineața. Ce, Adelina? Bună dimineața, Adelina. Adelina, o chestie vreau să zic. Atât. Am avut dreptate cu ceea ce am spus. Alex, vorbește puțin mai tare. Că ești într-o perioadă mai nedispusă. Păi da, mă, că i-am spus aici. Mamut, vorbește mai tare, Alex. Bă, frate, că ești într-o perioadă nu știu ce și am spus ești eu aici. Ești într-o perioadă mai... Da, mă, dar nu se vorbesc asta la televizor, omule, că știe de la Iza. Am vrut să-i dau micul ăsta detaliu pentru care se simte așa nașpa. Nu așa. Păi știe de la Iza, ești... Avea de unde să știu chestia asta pentru că n-am de unde. Bine, mă, ai contrastat-o. I-ai dat tu cu... Asta zic că știu, tocmai de aceea te-ai dat. Vrei să-i dau? Dă-i! Da? E pe stop, poți să-i dai. Ok, mulțumesc frumos. Dacă vrei, mă duc și acum la ea, vrei? Poți să-i dai. Mă duc și la ea? Da. Da, hai. Bă! Înțeleg rostul acestei discuții, sincer. Ce vrei eu? Cum? Nu înțeleg rostul acestei discuții. Oricum am supărată, nu are nicio legătură. Faptul că mi-e rău... Te-ai luat de Ileana că face strategii. Da. În primul rând că te-ai dus tu cu ceaiul ăla acolo și am confirmat ceea ce au spus și am dat micul detaliu pe care nu aveam de unde să-l știu. Și da, vă faceți din nou o strategie cu ceiucul. Care niciodată Radu Dragne nu a fost la o fată să-i dea ceva la o... Nimic! Radu, nimic. Asta ce înseamnă strategie? Radu Dragne nu a dat... Scuzați un pic, în caz că nu ai văzut, s-a pierdut un pic la faza. Dacă mi-ai scris, nu mi-ai scris că îți bolnavă, nu-s bolnavă, știi? Și nu mai știu strategia și s-a pierdut și ea și el. Alo? Asta nu a vorbit acasă. Din start, eu am spus că mi-a zis și după aia mi-a spus Aiza că e rău. Nu te vorbi. Ba da. Te vorbi. Ai spus? Eu înainte să intru în emisiune am cerut o pasă. Nu că e. Nu mai urla. Ba da. Nu mai urla. Vorbește frumos. Da, vorbește frumos. Urlă cât vrei. Vorbește frumos. Urlă cât vrei. De 10 ori că înainte să intru la emisiune. Bun, și ea la fel. Aici și au spus că n-a vorbit să nu mai ulești și țipi. Nu e adevărat. A vorbit cu mine. A zis că a întrebat în stat. Da, nu că a aflat de la tine. Doamne.
Mai vrei să urlăm? Și care-i problema că nu înțeleg că... Că minți! Care-i problema? Că minți! Vă pierdeți într-o minciună atât de mică! Ce, omule, cu ce? Vă pierdeți într-o minciună atât de mică! Bineți, sunteți și eu am putut vorbi prin mesaje și știa de la mine. Băi, dar tu ești încuiată la minte? Încuiată ești tu, că nu pricepi. Fii atentă ce zice el. Zici că ești Harry Potter cu părul ăla în cap. El a foarte clar și azi dimineață că am vorbit prin mesaje. Bun, și acum când s-o deschis discuția, da? A spus așa, am aflat din staff, nu de la Adelina. Normal că și el voie să vin aici, că nu veni prin... Crezi că mă interesează Ile acum de... Tu înțelegi? Zici tu acum? Ceva, înțeleg că se contrazice. Bun, văd, bine, m-am menționat. Lăsați-mă că v-ați pierdut. Relația mea e cât se poate. Bine în momentul de față, asta e tot ce contează. Asta nu e relație. Relația mea e cât se poate de bine în momentul de față și asta nu vă convine. Bună, Vlad. Bine, da. Uite ce cadru frumos. Eu zic să mă scoateți pe mine, să-i lăsați pe ei doi. Să pune și o inimioară la ispita acasă cu Vlad, vă rog. Hai, frate, cu oricum nu-ți place de el, stai liniștită. Toate direcțiile. Pui? Pui fug ochii în toate direcțiile. Ție, Vlad, ție, îți fug ochii în toate direcțiile. Antonia! Adelina! Mie nu. Antonia! Nu-ți mai dai interesul, uite în ce posturi stă când vorbește cu tine. Iar e răstignit. Nu, scoateți-mă pe mine, lăsați pe ei doi în cadru, că sunt frați și surori. Și... Frații și surori? Ce? Stai pe cadru, vorbește, n-ai! Păi am spus că nu. Ce? Bă, răstignitule! Nu am nicio treabă cu Adriana. Nu mă interesează! Antonia, până la urmă faci cum nu faci. Nu! Mă, n-am nici cea mai mică treabă. Hai, răstignitule, stai frumos, bă, că vorbește fata aia cu tine și sunteți în aceeași casă. Tu stai așa. Alex, mai răstau. Păi nu, vezi, stai, uite, stai ca răstignitul. Am spus, n-am nicio treabă cu Adriana și o să mă... Și nici ea cu mine. N-am nici cea mai mică treabă. Nu poți să zici că ești frate, soră, verișor, verișoară când te împac cu ea pe gură. Nu există așa ceva. Exact. Asta spuneam și eu. M-am pupat pe gură cu toate prietenele mele. Cu toate. Deci el nu mai avea voie să-și facă nicio relație. S-a pupat pe gură cu toate. Ok, bă, chestia asta era... A fost acum două luni. Dar poți să fie și acum un an de zile, Vlad. Ce? E invidios, era doar și vrut să o pupe el. N-au făcut mari parte. Păi lasă că poate mă duc și mă pup și eu cu Radu și după aia suntem frați și păi asta e și eu, Radule. După aia mă duc și mă pup și eu cu Radu și suntem frați, nu? Radule, dacă te pup cu Adriana, o să mai zi mâna pe cum vezi față cu ea. Asta mai zice că te mai pup și tu cu el. Stai că nu poate să schimbe fața, dar vrea. Nu e adevărat. Nu. Doar a zâmbit. Lasă, Adriana, că tu... Adriana, dar tu de ce vorbești numai când e vorba de Radu? Că nu-mi dau seama. Radule, dacă te-ai fi pupat și cu Adriana două săptămâni, dar nu te mai spălat pe toate. Vlad, ai tăcut din gură acum când ai auzit. Radu, ai vorbit. Da, pentru că ai zis că vii să-l pup. Dacă îi place la Adriana de Radu, ce vrei să-i facem? Dar ce cauți pe acolo? Îmi rog să fii fericită că nu mă bag în treaba ta cu Vlad. Antonia cu Radu. Păi, dar și ce are dacă Radu a salutat-o? Dar spun că îi spun că n-au nicio... A pupat-o? Păi ce, eu am pupat-o? Acu două luni. Dar știi că o deranjează, asta e faza, toată lumea... Eu și pe mine mă deranjează și de-aia a făcut o chiar... Mă, eu știu ce l-a deranjat, dar pe aia... În momentul în care i-a făcut Vlad Foz, a venit la tine... Dar vreau în continuare. Are ceva. Deci la ședință, în care a pus-o la story. A pus-o la story și... Să cadă puțin superior așa în fața noastră, că asta da, așa mai pus mereu. Că eu făcut după Radu. Faza asta vine la mine, da, când a ieșit tot din casă, Radu a făcut nu știu ce, nu știu cum, nu știu. Mereu se trezește vorbind, că asta face ea, asta vrea să facă, nu vrea nimic. Așa, iubita mea, bagă acolo. Ce vreau să fac? Bagă acolo, iubita mea, bagă acolo. Ai o satisfacție maximă, așa cum faci tu. Te mă mă fotograf să-ți facă niște poze dacă te vorbim. Bate în bani! Mă, omule, dacă știai că Vlad e în cunoaștere cu Antonia, de ce ai făcut tu printul ăla și l-ai pus la story și ai mai și spus Antonia? Te-am întrebat pe Vlad. Vlad, ești de acord, a zis da. Da, e jumătate copil, jumătate adolescent. Vlad. Păi de-aia zic, n-are rost. Păi tu ai pretenții. Păi nu am rost, că el auze numai ce vrea. Vreau să zic că ce vrea.
Și-a dat interesul, frate. Și-a dat interesul pentru el. Ba da, și-a dat. Că eu nu mi-am dat interesul. Bă, dar nu ai pic de bun simț, mă? Băi, cască-n cap. Tu n-ai pic de bun simț față de fata asta? Trebuie să fiu preșunit. Interesul. Băi, tot mai! Antonia, cu ce ți-a dat interesul pentru Vlad? Și-a dat o grămadă de interesul! Da, păi eu cu Radu suntem prieteni! Am întrebat cu Radu, eu cu Radu suntem prieteni! Păi... A făcut foarte multe faze! Da, nu e la fel! Vlad a făcut, cred că, foarte multe faze pentru tine, da? Pentru tine, da? Nu, împotriva ei! Împotriva! Hai să începem de la club, să continuăm cu alte chestii! N-are rost! Tu ce ai făcut pentru el? Tu uite, a rămas lângă el după tot ce a făcut. Bă, după faza... Băiatule, ce faci? Când a fost treaba... Care-i problema? Alex, când a fost chestia cu clubul, i-am luat apărare. În fața voastră și în fața tuturor. Dar l-a greșit. Bun? Ok. Ce pași ai făcut tu spre el? Destui. Tot timpul pe băiatul ăsta la tine. Și el a venit la el. Nu o da pe Alex. Nu o da pe ea, că-i vina mea. Eu când a venit în mașină, vorbesc cu el. Că nu-i vina ei. Nu ai vrut să-l asculti deloc. Alex, l-ai ascultat pe Radu. Taci, că nu-i vina ei. Nu-i adevărat. Bine, hai să vă rog. Antonio. Alex, taci, că nu-i vina ei. Nu mai ascultați vă ăsta. Băi, amândoi pe fata asta acum, băi. Bărbaților, săriți amândoi pe fata asta. Lăsați-o pace că ea chiar că nu-i vina ei. Nu-i băga nimic, că nu-i vina ei. Eu am greșit, nu ea. Hai mă, și o dai și-o torci de 100 de ori. O dai și-o torci de 100 de ori. Eu n-am venit cu ea, dar de ce vă băgați voi să-i spui aia? Fata a făcut o grămadă. Ce-a făcut, mă? S-a dus pe el, s-a făcut pași. Bă, nu mai săriți pe aia, bărbaților. Bă, nu mai săriți, că nu-i vina ea. Și de Vlad, să-mi ține el mie teorie. Păi tocmai, îți ține Radu teorie, asta zic și eu. Al, Doamne, tu mă, Radu nu-mi ține nicio teorie. Ce? Radu nu-mi ținea teorie. Nu, ce teorie am ținut, mă? Dar Vlad, nu ești în cunoaștere de... Păi, dar nu dau un Vlad, omule, dar e problema că a greșit omul ăla. Și săriți toți în placu el. Bă, nu mai da pe ea. Hai, cascheta, lasă-ne, cascheta, că nu ești bărbanițoare. Da, ce-ai făcut tu, mă? Antonia, zi ce-ai făcut tu pentru Vlad. Ce-ai făcut? Radu, da, nu te mai băga în seamă cu mine. Nu te mai băga, băi. Păi, dar nu vreau să zic nimeni pe mine. Nu te mai băga cu noi aici, așa. Bă, Claudiu, Claudiu, bă. Arunca asta. Vai. Ești cât... Nu te mai băga tu, Larisa, să vorbești că tu mai bani ai pe ce planetă ești. Dar nu vorbeam cu tine, vreau să le transmit ceva fetelor. Antonia și Adelina, atâta timp cât voi sunteți în cunoaștere cu o persoană, nu trebuie să fiți geloase pe altă persoană. Dacă voi să nu iată, taci, te rog frumos, taci. Dar vreau să-mi spun punctul de vedere. Hai să zic o chestie, nu chestia de gelozie, acum mai chestia de situațiile în care ești pus. Ai înțeles? Ok, dar trebuie să fiți sigure pe voi, că îmi place. Dar nu e vorba de siguranță, e vorba despre ce fac celelalte persoane. Înțelegi? Mereu, întreabă pe Antonia, că eu am fost să vorbească cu tine. Întreabă. Lasă-l pe Vlad. Nu, discutezi. Vino de ce ce de pata aia. De ce? Vino de ce ce de pata aia. Că e super drăguță, că e nici cum. Nu, i-am zis ceau. Nu, i-am urcat pe scări și-a zis ceau, Antonia, și-a zis ceau. Nu. Ce? Nici ce era așa. Nu, o să vedem material. Vedem pe material. Auzi, vedem pe material. Auzi, tu a zis material. Pentru ce te bași în subiectul cu Antonia și Vlad? Ce treabă ai tu acolo? E prietenă, Antonia. Cine? Antonia ți-e prietenă, da. În loc să faci prietenii cu ea, te-ai axat pe fata aia cu care ești împreună din nou și știi foarte bine că ai greșit. Bă, Alex, hai să zic ceva. Ba fac, multe. Eu nu cred că e problema ta dacă Radu face prietenii cu mine sau nu, având în vedere că suntem problema. Colegi. Problema mea e că nu zim ce ai făcut pentru voi. Bă, las-o, că nu-i treaba ta. Păi dacă m-ai lăsat să vorbesc. Nu-i treaba ta, taci. Că nu-i vina ei. Multe chestii de spus. Da, uite, gata. Hai, ca... E cu tot acest haos. Oh, ce bine că stau aici. Hai, ce noroc cu mine. Mamă, domnișoara Cristina, mai... Radule, ce-ai de țip? Păi, domnișoara Cristina, fac ce fac de capul lor. Eu nu mai încheia, Adriana, văd că las ușile deschise. Eu n-aveam cum să închid ușa. Mi-a spus capcane? Nu. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.